stadionul Steaua se apropie de finalizare pe zi ce trece. Pe scaune se montează în aceste zile numerele pentru fiecare loc în parte. Se lucrează de zor la finisările interioare, nocturna urmează să fie testată în scurt timp, iar suprafața de joc va fi gata la începutul lunii septembrie. Arena din Ghencea va avea un gazon la standardele stabilite de UEFA, cu încălzire, drenaj și sistem de irigație. Stadionul Steaua va avea o suprafață de joc hibridă. Au fost montate deja în proporție de 30% rulourile de gazon natural, iar la începutul lunii septembrie va avea loc ramforsarea cu fibră sintetică.